care sunt realizările primăriei până în acest moment și ce urmează? Bine ați venit la primăria Lisa. Realizările primăriei. Din celelalte interviuri se știu destule drumurile asfaltate care chiar de astăzi s-au apucat de finalizat și drumurile din Intravilan, în localitatea Lisa, ce mai era. Am dat drumul la gazul metan în satul Pojorta și un inel din satul Lisa. Mai departe, sper și vreau să fie prima investiție majoră extinderea rețelei de gaze în Lisa și în Breaza. Este prima luptă care o am. Ulterior, alte investiții mai sunt de făcut, cum ar fi drumul de la Breaza către zona turistică. Să sperăm că apare o linie de finanțare pe fonduri europene 2020-2027 cu canalizarea. Ulterior ar mai fi de făcut în Lisa, dacă reușim și cu canalizarea, micile finisări, trotuare, să umblăm și noi la căminele culturale. Avem un proiect pe Căminul Cultural Lisa, pe fonduri europene de 560.000 de euro, care așteptăm să suntem eligibili, dar nefinanțabili deocamdată, nu sunt bani. Și mici probleme. Dacă rezolvăm, mă repet, extinderea gazului și cea mai fi canalizarea, din punctul meu de vedere, cu deranjul, săpături și alte chestii prin comună, ar trebui să cam închidem. Ulterior să înfrumusețăm comuna. Adică nu ne apucăm să punem flori înainte și mâine săpăm. În altă ordine de idei, pas cu pas, vor fi alegeri locale în această toamnă. Vreau să ne împărtășiți așa o impresie din acest mandat al dumneavoastră. Cum a fost? Unde s-a dus cea mai grea luptă, să zic așa, în privința realizărilor pe care le aveți în plan pentru comunitate? Cea mai grea luptă este cu finanțarea proiectelor. În rest, partea de documentații, da, sunt zile când se stă cu angajații primăriei până punem la punct un dosar de finanțare, ne oprim și noaptea la 1. Lupta mare unde se dă ora exactă, la București. Pentru că noi abia susținem salariile din bugetul care îl avem. Dacă n-ar fi finanțări din altă parte, ori de unde ar fi ele, pe fonduri europene sau guvernamentale, n-am avea nicio șansă să faci ceva. De unde atrageți fonduri, apropo de asta, la bugetul local? Bugetul local, avem niște pășune închiriată, undeva la 400.000 de lei pe an, taxele, impozitele și cam atât. Cotele defalcate ce vin din finanțele publice, dar banii ăștia doar să ai pentru cofinanțări la proiecte, să faci studii, documentații, să poți accesa alte fonduri din alte părți. Ce spun oamenii când ieșiți pe stradă? Ce și-ar dori cel mai tare? Ca și confort. Se simt bine în satele comunei Lisa în privința confortului, duc un trai decent, au apă, au tot ce le trebuie? Ce pot să spui? Oamenii, în principiu, cetățenii spun ce vor în continuare. Ce-i făcut este bun făcut, sunt mulțumiți sau nu, posibil să fie și nemulțumiți, dar în principiu după ce un lucru e făcut, este în regulă, ce urmează? Omul vrea să vadă
ce vine, ce se poate face în continuare. Nu mai e o problemă. Ce-ai făcut, e făcut. Mulțumit. Apa, dacă vorbim despre apă. Sunteți mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în privința stației de epurare, instalațiilor? Stația de potabilizare. De potabilizare, pardon. Da, aia a fost prima mea, cum să zic, în programul de campanie, prima chestie care aveam de gând să o fac. Așa a fost și când am fost undeva 9 luni de zile viceprimar. Aveam o mare problemă cu apa. Nu era, mai ales în satul Lisa, jumătate aveau apă, jumătate nu. Am rezolvat partea cu presiune atunci, la momentul acela. Acum, când a venit primar, prima investiție asta a fost să trecem pe instalația nouă de apă. Am adus stația de potabilizare, clorinare. Avem contract cu Sanepidu. Ne fac analizele de laborator. Iese în regulă. N-au mai fost probleme că nu e apă, că nu e presiune. Asta chiar a fost o ambiție a mea, să închidem odată nebunia asta. Nu e presiune, omul, și ca de obicei, când își bagă cineva ceva, sâmbătă, duminica, rămânea fără presiune. Asta s-a închis din punctul ăsta de vedere. Nu mai avem o problemă și sper să nu mai fie. Mai avem o problemă în viitor. Poate reușim să ne facem și captarea noastră de apă, să nu mai depindem de Viromet. Da. Spuneați, probabil și asta ține tot de ceea ce înseamnă drumurile pe care le bateți la ușile ministerelor, a factorilor de decizie de acolo. Ați făcut multe drumuri? Destule. Nu le pot spune ca număr, dar informațiile din colegii primari care sunt din zona Făgărașului, fiecare avem informațiile noastre. Întotdeauna informația ajunge distorsionată și ca să fii informat cum trebuie, trebuie să te duci la București, obligatoriu. Nu mi-e greu, mă duc și de două ori pe săptămână dacă e nevoie, dar să am informația la sursă și atunci știi ce vorbești, că s-ar putea să promiți ceva cetățenilor și ai avut o informație distorsionată care după aceea ți-ai făcut ție rău singur. În materie de proiecte, știți că noi am mai discutat de-a lungul timpului, cetățenii așteaptă să se rezolve rapid. Vor de azi pe mâine, dacă s-ar putea, când este vorba de apă, de asfaltări și așa mai departe. Ce le transmiteți? Cum merg, să zic, aceste proceduri? Procedurile sunt date de lege. Sunt niște termene, sunt niște, ce să zic, acte de făcut, care cât ai încercat să le faci de rapid, nu ai cum. Pentru că așa e legea și nu te lasă. Pe deasupra, fel și fel de impedimente. Nu e aia, nu e aia altă. Vine o firmă să lucreze ceva după ce a licitat, vrea altul preț, reziliezi contractul, iei procedurile la capăt de licitație, care sunt greoaie, durează undeva la cât ai fi de isteț, undeva la 5 luni de zile orice procedură de licitație publică. Care a fost cel mai greu proiect sau cel mai de durată și cu bețe în roate așa constant de când sunteți primar? De durată au fost toate. Pot să iau două. Cele cu drumurile, care am apucat de a termina licitațiile și nu s-a mai semnat contractul de execuție și am reluat licitațiile. Și, din punctul meu de vedere, înființarea distribuției de gaze naturale în comună. Ăla a fost chiar foarte greu. Pentru că totul se pleacă de la București. În zonă nu ai ce
discuta cu absolut nimeni. Și a fost o muncă titanică. Mulți cetățeni vin cu niște idei că de ce am dat drumul pe o bucată, satul Pojorta și o bucată din satul Lisa. O porțiune. Din punctul meu de vedere, o realizare mare este înființarea distribuției de gaze naturale în comună. Că și astea sunt niște proceduri cu Agenția Națională de Reglementare a Energiei, care nu depinde de noi, depinde de cel care concesiona distribuția, să-și facă documentațiile, telefoane, sunteți în urmă, haideți. Deci e destul de greu. Dar asta pentru mine, acum restul investiție, sper să, că din bugetul local, sub nicio formă, de unde. Partea cum s-a făcut în anii 2000, că investesc oamenii, nu o să se mai poată susține din partea oamenilor, sub nicio formă, introducerea unei conducte. Atunci s-au dat niște bani. Acum așteptăm, sper să găsim undeva o finanțare pentru introducerea restului de conductă, branșamente. Deci a fost greu începutul? Da, și bineînțeles. Oricum se va continua această investiție. Garantat. La ce costuri estimați investiția realizată până acum pe partea de gaz? Ce am cheltuit noi din primărie nu a fost wow. Noi am făcut niște expertize, niște reparații, efectiv, reparații pe la STRM-ul de gaz. Nu a fost mare, undeva la 150.000 de lei a fost toată investiția cu expertiză, cu reparații, cu tot ce am avut de făcut. Și a mai fost studiile cu avizele, undeva la 100.000 de lei. Deci nu a fost la ce s-a făcut și cum era lăsat în paragină conducta și SRM-ul. Și, sincer, poate putea să fie de atunci gaz, dar atâtea așa te încurcă câte o firmă, dă faliment, nu mai e ce lua de pe el, îți lasă lucrarea în aer și primăria strânge din umeri, că nu are ce face. Și oamenii? Oamenii, care așteaptă? Oamenii le dai dreptate când zic că nu vrea primăria sau primarul sau, cum să zic, nu îl doare undeva sau... Oamenii nu știu că ești legat de mâini și de picioare tu ca primar când o firmă dă faliment sau când o firmă reziliezi contractul, când te duci în instanță, toată lumea știe cât durează un proces, mai ales între o firmă și primărie. Deci, dar deocamdată am încercat să le evităm toate chestiile astea, să nu ne lungim. În altă ordine de idei, așa cum spuneam, veți candida pentru un nou mandat la primărie. Aveți încă proiecte de dus mai departe, nu? Da. Cum spuneam și mai devreme, extinderea gazului este pe primul plan. Mai avem drumul ăla la Breaza care... Bineînțeles că fiecare sat e cu orgoliul lui. Făcând la Lisa drumul asfaltat către zona turistică, Breaza nefiind asfaltat, în stadiul în care era atunci de, s-au finanțat proiectele astea, drumul de la Breaza era Consiliul Județean. Între timp am reușit de la preluat noi, a fost pus la o finanțare, semnat contract de finanțare. Ulterior, iubiții noștri conducători au desfințat fondul de investiții pe care aveam contract de finanțare. Trebuie să reluați. Absolut toată procedura, terminase și licitațiile, aveam și câștigătorul. Sper că să găsim altă sursă de finanțare, să facem și pe aia, că la noi fiecare sat să aibă ăla de ce să aibă și noi, nu? Este destul de greu să te împarți între trei sate, să mulțumești toți oamenii. Dar sunt... Câți locuitori are comuna Lisa în total? 1700 de locuitori.
locuitori. Apucați să vorbiți, în general, cu reprezentanții lor, măcar din fiecare sat? Da. Ce vă spun? Cam care sunt problemele cu care vin oamenii în audiență la primarul Gheorghe Moga? Probleme. Probleme sunt. Ce sunt. Vă cer oamenii? Nu, oamenii nu cer. Cum să, personal, să le rezolvați. Personal, un om nu vine să, pentru el personal să ceară ceva. Omul vine chiar cu o problemă întotdeauna, nu neapărat personală, globală, să spunem așa. Mai sunt unele probleme cu păstorii, chiar acum de curând am avut primăria pe terenurile private, după cum am fost și m-am informat și cu doamna secretar, cu polițaia din comună, șeful de post. Nu, avem ca mâinile legate pe proprietățile oamenilor ca noi să facem ceva primăria. Doar o comisie de valoare și mai departe... E vorba de suprafețe. Da, suprafețele pe extravila. Apropo de fondul funciar... Da, fondul funciar... Eu zic că ne-am mișcat destul de bine, dar ca un exemplu, ai pe 350 de hectare CF-urile, intabulările din 24 decembrie anul trecut, mi-au fost aduse, titlurile de proprietate efectiv, tot la două săptămâni sunt la OCPI, că nu sunt scrise titlurile. S-au scris CF-urile, titlurile nu. Am avut promisiuni în două săptămâni, alte două. Chiar săptămâna trecută, ultima promisiune, că o să vină săptămâna asta titlurile, pe cele 350 de hectare. Avem alte 350 de hectare care ne-a întârziat un pic pandemia asta. Mă gândeam că în septembrie, la începutul septembrie, să reușesc să vină titlurile și pe celelalte 350, dar CF-urile cred că o să-mi vină, după ultimele discuții cu topometristul, s-ar putea să înțărușăm lisa undeva în septembrie, să vedem dacă vine și a doua tranșă de CF-uri, undeva la 700 de hectare, ar fi închis pe satul Lisa. Acceptă oamenii? Apropo ce vorbeam noi înainte, de titlurile de proprietate, care sunt deja scoase și așteptați să vină beneficiarii. Deci noi trebuie acum, după ce ne vin titlurile, noi trebuie să mergem în teren, să înțărușăm în coordonate. Oamenii, într-adevăr, logic că vor titlul de proprietate, avem și foarte multe procese, dar procese, cum să zic, eu zic, din punctul meu de vedere, de rea credință. Pentru că se duc și dau în judecată primăria să retrocedez pe vechiul amplasament. Pe vechiul amplasament există un titlu emis poate undeva în anii 2000. Primăria nu mai are ce face. Din judecătorie îi se dă dreptate. Bineînțeles că omul trebuie să aibă dreptate pentru că e proprietar. Dar trebuie să poți face și niște schimbări. Nu poți să iei motamo, bucățica aia de loc, să nu fie mai în stânga cu 10 metri sau mai în dreapta cu 10 metri. Sunt zone unde s-au emis titlul și nu mai avem ce face. Și rea o credință la unele persoane, acum o spun, dar n-ar trebui să o spun, dar chiar ieri au o credință, unii vor bani. Și... Primăria are de unde să dea? Noi ne chinuim cum ne chinuim. Banii aceștia nu se dau, cum am auzit în urmă cu câțiva ani, că se dau de la bugetul național, că se dau din, la guvern, că se dau din altă parte. Se dau din bugetul local, al primăriei, din taxele și impozitele oamenilor. Dar sunt oameni care îi numer pe degete de la mâini, care ei vor doar bani, nu vor neapărat terenul. Că și dacă îi faci titlu, am o speță, de exemplu, la Lisa, s-au emis titlul de proprietate anul trecut, pe zona turistică, absolut tot.
Și o persoană, având trei parcele acolo, titlul de, dat în judecat, luat bani anii anteriori, pe nepunerea în posesie, neemiterea titlului, acum s-a gândit el că, de a revin, zic că unii vor bani doar, nu vor proprietate, a contestat titlul de proprietate cu CF-uri emise. M-am dus în instanță. Chipurile că n-ar fi semnat persoana în cauză proces verbal de punere în posesie. Proces verbal de punere în posesie, l-a luat fiusul, l-a dus la el să semneze. Logic că l-am chemat pe fiusul în instanță. Cine a semnat proces verbal de punere în posesie? Acum, ultimele discuții cu avocatul dânsului, păi nu, că dacă l-a semnat el, renunțăm. Păi cum? Adică ne jucăm cu instanța, anulăm titlul de proprietate, nu anulăm, pentru o persoană anulez o tarla întreagă. E greu. Revin. Sunt oameni care vor bani, nu vor proprietate. Și cu asta am închis tot. În altă ordine de idei, să închem acest capitol, trebuie să plătească și impozite pe Bineînțeles. Avem și spețe de astea care au dat în judecată că nu vrea să plătească 15 lei, că nu are titlul de proprietate. Avem speța asta. Și sunt sume modice. Da, 15 lei. Nu plătesc pentru că n-am titlu. Dar folosește terenul de 30 de ani. Efectiv. Îl folosește. Au contracte de arendă. În instanță nu se ține cont. Domnule primar, aș vrea să mai reluăm încă un subiect care a fost lăsat așa, să zic, în derizoriu. Ce mai știți în legătură cu Parcul Național Munții Făgăraș? Ați mai primit vreun răspuns, având în vedere faptul că dumneavoastră, ca și primărie, gestionați și fondul forestier, din zona Lisa. A fost o ședință acum o lună de zile, dar valurile au fost foarte mari acum 2 ani de zile. Ne-am mobilizat toți primarii, chiar toți din țara Făgărașului și din alte județe, Sibiu, Vâlcea, au venit. Acum, nu știu, parcă cineva vrea să facă un lucru pe genunchi așa, cu o umbră, o bulă, așa, sunt închis acolo, nimeni nu mai zice nimic. Am fost și la București anul trecut, cu primarii din zona din țara Făgărașului. Nu știu ce se va întâmpla, dar în stilul în care se merge acum, din punctul meu de vedere, o să treacă peste noi fără să ne întrebe. Asta este impresia mea, nu ceva real. Oricum, oamenii care sunt proprietarii ai fondului forestier și composesoratele ar trebui să-și dea girul. Dacă omul s-ar bucura să primească niște bani, atunci situația ar fi foarte gravă. Ce ne puteți spune de partea de fond forestier a comunei? Fondul forestier, la ora actuală, vorbim de composesorate, pentru că primăria are altă... Composesorate. Avem 3 composesorate în satul Lisa, unul în satul Breaza, unul în satul Pojorta. La Breaza și la Pojorta mai există, fiind comunități mult mai mici, mai există încă lemn, dar pe satul Lisa cele 3 compostorate cam scârție în următorii ani cu lemnul de foc vorbim. Pentru că lemnul de foc acum, la ora actuală, majoritatea oamenilor s-au automatizat, am intrat și noi în Europa cu centrale, nu mai facem foc în camera unde dormim doar seara, încălzim toată casa, consumul de lemn este foarte mare față de, hai să zicem, acum 20 de ani. Și pădure destul de puțină. Ce să zic? Va duce bani? Să pădure. Zic așa? Pădurea? La primăria Lisa, sincer, nu. Pentru că de când sunt eu primar, s-a exploatat foarte puțin lemn. Anul trecut, undeva la 600 de metri cubi.
ce trebuie pentru primărie, școală, dispensar și unde mai dăm noi lemne. Acum 2 ani, iară tot așa, undeva la 400 și ceva de metri cubi și din ăștia am mai dat cel la oameni. Acum 3 ani s-a dat și la oameni lemn. Acum gata, școala, dispensarul primesc gaz? Da, dispensarul nu, nu e încă conductă. La școală, la primărie avem, la 3 montate centrale pe gaz, dar din punctul meu de vedere școala nu se poate susține să încălzească doar cu gaz. M-am gândit la o soluție de avarie gazul, să mergem tot pe lemn deocamdată, pentru că o factură de undeva la 5.000 de lei pe lună, 6.000 de lei să plătească școala, nicio șansă. E mai ieftin cu lemn. Da, pentru că este gratis de la primărie. Am înțeles. Ajutoare sociale? Ajutoare sociale sunt, nu știu acum chiar ca și persoane, ca dosare, cred că suntem undeva la... Consumă bani de 60, la primărie? 70. Nu. Deci la primărie undeva la 10% din bugetul de ajutor social, vorbim de 416, celelalte mai sunt fel și fel de ajutoare care vin direct din statul român, prin poștă, care nu sunt controlați de noi. Noi facem doar pontaje și banii se dau și pe 416, pe legea 416, tot prin poștă, dar s-au redus. Dosarele de ajutor social s-au redus. Aveam undeva la 125. S-au redus aproape la jumătate. Foarte mulți cu ajutoare sociale mai pleacă câte 2 luni, de 2 ori pe an, adică 4 luni de zile pleacă la lucru. Au început să fie destul de înstăriți. Mulți au renunțat efectiv, pentru că ajutorul social este undeva la 140 de lei. Acum să fim serioși. 140 de lei, nu știu. Dar nu e o sumă să poată trăi fără... Este vorba de asigurare medicală, care omul se gândește la chestia că e asigurare medicală gratuită. Pe final de interviu vreau să vă întreb și cum stați cu ceea ce înseamnă respectarea mediului, curățenia mediului, cum vă descurcați cu gestionarea deșeurilor în comună? Avem societatea care suntem asociați, 3 primării, Lisa, Lecea și Voila. Ne descurcăm. Am început de să cam terminat și cu fosta groapă de gunoi care o aveam odată. Ați închis-o? S-a închis. Mai sunt mici probleme. Lumea tot aruncă pe lângă ape, pe lângă da, zone. Dar încet, încet, sincer, față de acum 4 ani de zile, s-a revenit destul de bine la normal. Colectează selectiv? Se mai colectează și selectiv. Avem special o zi pe lună când adunăm doar plastic. Unii oameni nu sunt acasă, unii mai uită, unii mai... Dar, deocamdată, funcționează. Singura problemă este prețul. Cât este? Asta ne omoară. Deci, factura de gunoaie ne omoară. Este undeva la 20.000 de lei, 22.000 de lei pe lună. Poate și mai mult, dar asta e o medie. 22.000. Noi nu ne putem susține să încasăm de la persoane fizice din comună cât ne vine nouă factura lunară. Și ce faceți? Deci cât ar trebui să plătească o familie, practic, taxa aceea de salubritate? Păi, sau serviciu? Deci, dacă adunăm banii undeva la 300.000 pe an împărțit la 12 și să pui pe persoană 1.700 de persoane, ar fi undeva la pe lună ca să ce se încaseze de la oameni să ne ajungă să plătim la salubritate, ar veni undeva la 12 lei de persoană. Actual se ia 140 de lei număr administrativ
pe an. Nu e o sumă mare și cu toate acestea? Păi dacă împărțim, îi 10 lei pe lună, 10 lei și un pic, este... Nu plătește toată lumea, vreau să spun. Nu, nu. Taxa care o avem. Da. Taxa care o avem. Acum e 140 de lei pe an. Da. 10 lei pe lună de număr administrativ. Nu contează că sunt 10 persoane da. În casă, în curte sau o persoană. Vine firma și vă cere... Ne face factură. S-a dat. Și trebuie să suportați dumneavoastră primăria? Da, se, prin hotărâre Consiliul Local, în fiecare an, suplimentăm și ajutăm. Sunt ceva bănuți pentru primăria Lisa, o subvenție de 200 și ceva de mii pe an. Este ceva care chiar, cum stau acum de nechinim cofinanțările care le avem, te uiți la ultimul leuț, chiar la 10.000 de lei te uiți. Omul trebuie să vină la primărie să achite taxa da, de salubritate? Da, da. Faceți un apel la oameni să vină să se achite? Nu, că, în principiu și achită. Ca și sumă, ea nu acoperă. Da. Că oamenii achită, nu e o problemă că nu achită. Dar ca și sumă nu acoperă. Trebuie să veniți dumneavoastră cu diferență. Exact. S-a dat o hotărâre Consiliu, s-a mărit taxa de gunoi, pentru, începând de la anul. Dar nici aia nu s-a mărit foarte mult. Nici aia nu va susține. Pentru că, virgulă, cantitățile de gunoi cresc de la an la an, face o taxă de salubritate, nu se mai acoperă și cantitățile cresc. Noi, ducând la Brașov, acolo intrând cu camionul, plătim foarte scump, e undeva la 260 de lei tona. De câte ori se ridică gunoiul? De două ori pe lună, joia și odată plasticul, material plastic. Da, e și transportul da. Și așa mai departe. Bun. Deci, dacă concluzionăm, apropo de ceea ce am discutat pentru acest interviu, nu e simplu să fiți primar. E o răspundere uriașă. Da. Și ar trebui să spuneți două cuvinte și despre oamenii cu care lucrați. Sunteți mulțumit de oamenii cu care lucrați? Vă sprijină? Da. Vă puteți baza pe ceea ce înseamnă întocmirea proiectelor? Chiar s-a format o echipă foarte bună de când am venit. Au mai plecat în pensie, oamenii au... Dar acum zic că am o echipă chiar minunată. Chiar minunată. Adică fiecare specialist pe postul lui își vede de treabă când e vorba de, cum zicem noi, să ne rupem oasele o zi, două, trei, patru, cinci, până noaptea, avem cu cine, chiar avem cu cine lucra, cu oameni care se pricep. Deci asta nu pot. Chiar mă laud. Sub niciun cuvânt de rău sau să mă vaiți. Să... Există o echipă acum în primăria Lista, chiar din punctul meu de vedere, ok. Noi vă dorim mult succes, vă așteptăm cu noutăți și se apropie pas cu pas. Da. Așa, bătălia care se duce de fiecare dată din 4 în 4 ani, nu? Da, eu zic că am încercat să nu mai fie o bătălie cum era înainte, cu jigniri, cu șicanele de campanie. Și... Din punctul meu de vedere, cred că am reușit să... Chiar eu zic că o să fie o campanie în Lisa frumoasă. Ajutată și de pandemie, cu ghilimele de rigoare, da. Să glumim puțin. Da, corect. Mulțumim, domnule primar, și succes încă o dată. Vă mulțumesc și eu de vizită.